important. I think every game is important to us. So this game was just to help us prove that we can finish out a game and we can play a whole 40 minutes. A new mini championship, a new face of our team. Will see. I'm sorry. Will come a new championship for us. A mini championship. Will see a new face of our team. As far as winning or. We just take it a game at a time and see what happens. We just continue to practice hard, and when game time comes, we just work hard and see what happens. How was for you at the All-Star game at CBU? It was great. My first time. The fans were great. The players were great. I had a great time. Thank you. Thank you. Okay. Eu sunt foarte răgușită. O gură de oxigen înaintea următoarei părți a campionatului. Da, vă dați seama. Am mai spus-o, am crezut în noi și credem în munca noastră. Chiar dacă puțin avea șanse sau poate multă lume un pic ușor dezamăgită de acele cinci înfrângeri, ba la un punct, ba înfrângiri, ba gestionarea finalului de meci necorespunzătoare. Iată că astăzi am gestionat final de meci cu forță a basketului Românescu. Candidată la finala campionatului, dacă aș putea spune așa. Asta știe toată lumea. Am demonstrat, mă bucur, mi-am spus de mult că am făcut fericiți acești suporteri și atât de mulți copii care au fost la sală astăzi. Și nu pot decât să rămâne, să spun că rămânem concentrați pe munca noastră în continuare. Mai avem mult de muncă. E bine că ne-am apropiat la doar o victorie la Magalație. La Dinamo și în momentul ăsta cu locul meu. Strategie în partea următoare, lupta pentru play-off sau desigur, fiecare meci e vital? Într-adevăr, fiecare meci e vital pentru că se joacă după sistemul tabelei Berger de 4. Sunt cele 4 echipe care, din care doar 2 vor merge cu acesta play-off-ul și atunci fiecare meci, după fiecare rundă, e un calcul. După retragerea echipei din Baia Mare, ați rămas pe ultimul loc. Din punct de vedere moral, cât e important această victorie cu Steaua după un sezon? Da, nu știu cât e ultimul loc. Vă dați seama, nu avem o legislație corespunzătoare care să avantajeze sportul românesc în acest moment. Absolut tot sportul nu mai sportul de echipă. Însă, terenul ne afectează pentru că șansele noastre rămân intacte. Depinde foarte mult de noi, de cum gestionăm munca pe care o facem zilnic și meciurile, după cum ați văzut. Așa, practic, să nu credeți că meciul de azi cu Steaua a fost foarte greu și următoarele vor fi foarte ușoare. Nu, și acele meciuri vor fi la fel de intense și cu aceeași luptă și dăruire se vor câștiga, altfel nu. Cu mare respect.